Emil, vreau să spun că mă uit aici pe internet la cărți, poezii, lucrări, beletristică și văd cum oamenii scriu, toată lumea, să zicem, sau știu, Occidentul, și iau premii. Unii au începuturi mai modeste, alții au realizări mari. Dar toți pot să spun că scriu bine. Și de fapt vreau să spun despre mine. Eu, dacă Lucian Blaga tăcea până la 4 ani, eu când am început să vorbesc, primele 3 cuvinte au fost un haiku. Am spus 3 cuvinte care dau un haiku. A spus așa, primul meu cuvânt care l-am spus a fost tata. Apoi am spus papa. Apoi am spus mama. Tata, papa, mama. Atunci eram 82, atunci m-am născut, în 83, fiindcă când am spus să vorbesc. Și era foamete mare în România. Dar despre asta nu o să vorbesc. Vreau să zic că... Deci, scrisul meu vine de undeva din inconștient. Adică inconștientul lui Jung, de Dumnezeu. Și... Mie niciodată nu mi-a plăcut să mă concurez. E adevărat, am fost emulat de două persoane. Alții m-au educat, dar a fost un băiat, nu mai știu nimic de el. Era mai mare ca mine, era hipiot. Și mi-am zis, el a zis de fapt două lucruri. El studiase română, dar nu profesa. Părul lung, barbă, hipi, chestii. Dar înțelegea lucruri religioase, citea cărți, scria. Și te-a văzut la masă, într-un birt, într-un bar, și știi, au scris la masă. Am scris asta de povestire postmodernă. Am scris tot ce am făcut în ziua aceea. Am zis, bă, dacă ăsta poate, de ce să nu pot? Și eu vreau să fiu scriitor, și eu am citit, și eu... După aia am dat... A fost mai greu, eram în Cluj, eu n-aveam bani de autobuz, mergeam pe jos, pierdeam ore de... Sau mă băgam prin biserici, citeam Biblia în biserici, că în biserică nu poți citi decât Biblia, sau mă rugam la icoana Mariei, am trezit acolo la greco-catolici, pe clopot, cum mergi de la Matei la teatru și la Catedrala Ortodoxă, e acolo biserică greco-catolică, unde era o icoană pe dreapta și o icoană pe stânga. Mai și cântau la chitară, cum zicea, Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ora morții noastre. Și cânta o femeie cu tine la chitară, o doamnă, dușa. O, Maria, nu știu cum. Ca să nu mai bat câmpii, ce vreau să zic? Vreau să zic că mergeam pe drum cu băiatul ăsta, cu Glad, și bine, el zisese de când m-am întâlnit că sunt geniu, dar că am năcăjit, că am suferit, era clar văzător, deși nu era prea credincios, era baia mare. Nu, și zice el, că el era muzician, deci el studiase română, dar avea talent la muzică, era copil de compozitor, el însuși compozitor și trebuie să... început să cânte ăla, al orbu, ăla negru, Richard, și cânta Hit Road Jack, Hit Road Jack. Și atunci, cum să zic, eu mă făceam tratament, începuse în tratament, era tratament mai greu, și cum zice George Costanza, știi, aveam o atitudine aia de psihotic. De ce zicea aia? Deci, nu v-aș bate joc de mine, pentru că alții nu te-au jucat. Și asta și
Nu, asta tot, noi mergeam pe drum și el cânta Hidrogeac. Asta și nu am gândit, bă, băiatul, că eu cred că el știa, am și spus, am spus, dacă în Cluj, dacă spui la cineva, după aia știi tu Cluj. Și am spus lui, zic eu, mă gândesc eu, mie, bă, și așa vreau să scriu cărți, ce m-a ajutat Dumnezeu. Aici la teatru am învățat, aș putea să fac, dar nu pot să lucrez cu oamenii, că mi-e greu, sunt timid, sunt tânăr, n-am bani. Și bă, boss, hidrogea. Mă duc acasă la mine, la părinții mei, stau cu ei, nu termin studiile la teatru și scriu carte. Și nu, eu, cum citisem, studiasem literatura americană, literatura engleză, occidentală, și că ajung mare barosan la carte scrisă. Și fac bani din carte. Acum asta vreau să zic. Tatăl meu s-a rugat în genunchi de mine și vă spun la tot cât o fi, cât o fi galaxia odată. S-a rugat în genunchi, Felix, citește Tolstoi, citește pe clasa 8-a, copilăria, adolescența, tinerețea și război și pace. Am câne cânește am citit. M-am chinuit. Dar nu tot. Bun. Deci, citește Faust, citește Faust, citește Goethe, citește. Și acum când am Goethe și citesc și toate astea, în primul rând, să zicem, la tine le place să citească Cioran și Nietzsche, la licee și așa. Dacă nu citești Goethe, nebunești de la Cioran și Nietzsche. Și dacă nu citești Schiller, Don Carlos, n-ai inimă. Deci asta vreau să zic că nu mă mai interesează, vai, că eu o să iau premiul, să nu ia altul, să mă concurez cu Doamne ferește, nu știu cine. Eu sunt un om de la țară, îmi place la țară, aici acum vedeți e loc de țară, uite acolo icoana mamei. Deci, eu găsesc bucurie, eu scriu și citesc cum mă duc pe câmp. Și țăranii mei cum se duc pe câmp. N-are unul treabă, ce treabă am eu cu un țăran din Brăila? Să-și muncească, să facă mai bine ca mine, Dumnezeu să îl ajute. N-am nicio treabă de așa ceva. Zice în Biblie, a zis un pastor, am ascultat aseară, că de mult a găsit Dumnezeu bucurie în ceea ce faci tu. Am mult ce să zic. No, și Biblia, de adevăr Biblia. Biblia și de asemenea, aici numai de oameni. Întreaga lume zace în cel rău, zice Dumnezeu în Biblie, dar nu zice că oamenii, lumea. De asta dacă ești scos din elementul tău și cum suntem noi intelectuali, avem nevoie de cărți, avem nevoie. Trebuie să fii atent să ai Biblia cu tine. Ca să reziști. Deci asta vreau să vă zic, dragii mei. Gândiți-vă și voi. Cine i-a dat lui Ion Creangă vreun premiu? Și toți începem, cel puțin în România, începem cărțile cu Ion Creangă. Și poate la bătrânețele și sfârșim tot cu Ion Creangă. Că ne amintim de părinți, de frați, de bunici, de lumea aia noastră. Și Irving Layton, marele poet, geniul Canadei, seamănă cu Ion Creangă. Și ceva neamuri, tot de pe acolo, lângă Humulești. O să fiți sănătoși.